Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Fabrica. Deblocarea negocierilor în formatul 5+2 a fost subiectul discuției dintre mediatorii și observatorii implicați în soluționarea problemei transnistrene. Reprezentanții Rusiei, Ucrainei, Uniunii Europene, Statelor Unite și USC s-au întâlnit astăzi la Chișinău în formatul 3+2. Experții au avut o întrevedere cu premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului, iar miercuri se vor deplasa la Tiraspol la reuniune. A participat și reprezentantul special al Statelor Unite în procesul 5+2, Brink, luată într-o vizită la Chișinău, asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite pentru afaceri europene și euroasiatice va avea întâlniri cu mai mulți oficiali din Republica Moldova, precum și cu reprezentanții opoziției, pentru a discuta despre implementarea reformelor în Republica Moldova. Cea mai recentă rundă de negocieri în formatul 5+2 a avut loc în luna iulie anului 2014, despre eficiența formatului 5+2, despre deblocarea negocierilor, dar și soluționarea problemei transnistrene. Discutăm astăzi împreună cu șeful Catedrei Relații Internaționale din cadrul Institutului pentru Relații Internaționale din Moldova, Nicolae Afanas. Bună seara, domnule Afanas, bine ați venit la Fabrica. De asemenea, discutăm cu doctorul în drept, Alexandru Cauia. Bună seara, domnule Cauia, bine ați venit la Fabrica. Fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, este și el invitatul emisiunii de astăzi. Bună seara, domnule Leahu, bine ați venit la Fabrica. Discutăm de asemenea cu analistul media, Cristian Tabără. Domnule Tabără, bună seara. Bună seara. Eu aș vrea să încep discuția cu dumneavoastră, domnule Leahu, și să vedem care ar fi motivul adevărat sau cel puțin argumentul folosit de una dintre părțile din negociere atunci când dialogul în formatul 5+2 a fost oprit în 2014. Din 2014 nu s-a mai discutat în acest format problema transnistreană. A fost un moft, a fost o dorință de a demonstra valabilitatea, importanța, nu numai în acest format, dar în genere, în politic, cel puțin la nivel regional. De altfel, cam nimeni nu prea observa, nicătând la ceea că este un protocol semnat în cadrul formatului 5+2, potrivit cărui părțile sunt egale în tratative, totuși atitudinea era una evidentă. Dar liderii de acolo, persoanele care participă, prin toate mai au și orgolii. Asta e una. Și a doua era pur și simplu, era o situație când în Chișinău creștea tot mai mult convingerea că subiectele de altă dată nu mai pot constitui agenda formatului 5+2. Iată, este două deziderate, au fost la baza deciziei Transnistriei de a nu mai participa, de a abandona ședințele în formatul 5+2. Domnule Afanas, dar să ne referim și la un alt subiect, anexarea Crimeei, dar și evoluția războiului din Donbass. În ce măsură și conflictul dintre Federația Rusă și Ucraina, războiul din Donbass, a pus și el piedică discuțiilor în formatul 5+2, fiindcă avem doi jucători foarte importanți, Federația Rusă și Ucraina, care niciodată nu au jucat în interesul Republicii Moldova, ba mai mult, au jucat în interesul regimului separatist de la Tiraspol. Poate când s-a început războiul din Donbass, Ucraina a învățat sau și-a amintit lecția Transnistria 1992. Când vorbim de un format de negocieri și de negocierile în ansamblu, trebuie să conștientizăm cât mai mulți participanți sunt prezenți, cu atât mai multe interese sunt prezente, prin urmare cu atât mai greu va fi să venim la un numitor comun și la o decizie comună. Deci formatul 5+2 este un format foarte deficient, fiindcă sunt 7 participanți, fiecare are un interes anume, o poziție anume și o viziune anume în soluționarea conflictului existent. Și când vorbim despre conflictul din Donbass, anexarea Crimeei, tot timpul trebuie să luăm în calcul că Statele Unite, Uniunea Europeană, Federația Rusă abordează subiectul în ansamblu. Chiar când sunt anumite negocieri dintre Statele Unite și Federația Rusă, nu se discută doar despre subiectul transnistrian, ceea ce reprezintă un subiect destul de mic pentru ei ca amploare și tot timpul discută la nivel global. Chiar am văzut această săptămână când se discuta Rusia-SUA, vorbeau și despre problema din Karabakh, vorbeau și despre problema din Siria și din Donbass și din Transnistria. Deci sunt niște țări care stau cumva mai sus decât toți ceilalți noi și observă, analizează și creează niște perspective de lungă durată, atât geografic cât și temporar. Poate e mai fierbinte situația acolo decât în regiunea separatistă. Dar ideea care e că dacă se ajunge la o decizie în Siria, atunci îmbunătățirea se va răsfrânge asupra situației și din Ucraina și din Republica Moldova și din Karabakh și din alte regiuni. Deci atunci când analizăm situația din Transnistria, evoluția acestea, trebuie să o luăm în ansamblu.
În ultimii doi ani, și aceasta nu este un secret, relațiile dintre Occident și Federația Rusă au fost unele foarte tensionate. Ne aducem aminte de seria de sancțiuni care au fost aplicate, mai întâi Occident-Rusia, după care Rusia-Occident, blocarea formatului de cooperare NATO-Rusia care a existat și summit-uri NATO-Rusia care au fost blocate și așa mai departe. Astfel încât formatul de negocieri 5+2, care era foarte ineficient din cauza deficiențelor dintre Republica Moldova și autoproclamat a regiune transnistriană, a mai primit încă o dimensiune de conflict, și anume Ucraina, Federația Rusă, și pe de altă parte UE-SUA, Federația Rusă. Având aceste trei gemuri de conflict, este foarte dificil să te întrunești, să ajungi la un numitor comun, în condițiile în care niciuna din părți nu dorește să cedeze, doi la mână nimeni nu vede o finalitate clară. Adică dacă e să vorbim astăzi despre cine și cum vede finalitatea, în afară de regiunea transnistriană, care are un punct din 92 până astăzi, independență totală și suveranitate. Toți ceilalți participanți pe parcursul istoric și-au tot schimbat pozițiile. Inclusiv, din păcate, trebuie să constatăm și Republica Moldova. Am avut diferite, mă rog, viziuni asupra acestui conflict, diferite mecanisme și așa mai departe. În sensul ăsta, e foarte, mă rog, neplăcut pentru mine să spun acest lucru, transnistrienii sunt mai eficienți decât moldovenii. Din păcate, noi fiind un stat recunoscut, un stat cu toate atribuțiile, mă rog, statale, mecanisme și așa mai departe. În concluzie, aș spune că în contextul în care relațiile dintre Statele Unite și Federația Rusă vin puțin spre albia normalității, putem să ne așteptăm la o îmbunătățire și pe dimensiunea conflictului transnistrian. Dar, iarăși, conflictul transnistrian va fi o parte din o soluție mai generală. Adică noi vom fi o anex la o înțelegere globală. Aceasta a început cu Siria, va merge mai apoi cu Ucraina și vom vedea ce se va soluționa în Ucraina. Acum, iată, de curând a apărut și problema dintre Armenia și Azerbaijan. Și nu în ultimă instanță și situația din estul Republicii Moldova. Stăteam și mă gândeam la ceea ce spunea dumneavoastră, că regiunea separatistă sau separatiștii au fost mai eficienți în discuții, în dialog, probabil fiindcă nu aveau ce pierde, iar unii specialiști spun că Chișinăul ar fi gândit sau și-ar fi gândit pașii și din perspectiva cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc acolo și din perspectiva problemelor pe care nu le-a soluționat nici până acum, și aici sunt școlile românești și terenurile agricole. Cui a convenit cel mai mult sau cine a câștigat cel mai mult din 2014 până în 2016, nu știm dacă vor fi reluate negocierile în acest format. Cine a câștigat și cine a pierdut? Poate este bine că nu s-a discutat, poate că este bine că s-a păstrat acest status quo. Păstrarea status quo, am impresia că este obiectivul tuturor guvernărilor care s-au perindat până acum. Am observat, putem să observăm dacă e să analizăm campaniile electorale și mesajele electorale, regiunea transnistriană și conflictul transnistrian era în topul preferințelor, zic eu, actorilor politici până în campania din 2010. În campania din 2010 deja nu era nici chiar în primele trei. Vorbesc despre actorii care s-au regăsit ulterior în legislativ și nici în 2014. Ceea ce ne demonstrează că, într-un fel sau altul, tacit sau intenționat, se accepta acest status quo în mare parte datorită lipsei unei soluții sau unui instrument, mecanism de soluționare absolut eficient. Țin minte foarte bine tentativa de a discuta federalizarea prin 2006-2007, un șir întreg de scenarii, federații uniforme, neuniforme, cu trei sau mai multe subiecte, cu reprezentativitate proporțională într-un legislativ bicameral, și multe alte lucruri, fiind din spațiu academic, în acea perioadă se scriau foarte multe lucrări de licență, masterat și chiar teză de doctor în științe politice sau relații internaționale, care încercau să ofere soluții. Țin minte o soluție pragmatică care spunea că, iată, dacă Republica Moldova, în eventualitatea realizării în practica dezideratului de integrare europeană, ar reuși să-și crească nivelul de trai de 3-5 ori mai mult decât în regiunea autoproclamată, atunci cetățenii noștri de acolo efectiv ar emigra sau efectiv ar merge contra așa numitei hunte sau regimului impus. Și aici o paralelă, domnule Tabără, poate mi-amintiți dumneavoastră cine într-o emisiune precedentă spunea sau după emisiune zicea că și România trăiește de câteva ori mai bine decât Republica Moldova. De ce moldovenii nu vor să se unească cu românii? Aici trebuie să fim atenți totuși dacă îi să comparăm
ponderea procentuală a cetățenilor Domnul care acceptă astăzi unirea este de câteva ori mai mare decât ponderea acestora cu 2-3 ani în urmă. Deci există totuși o abordare și materialistă, pragmatică, atunci când cetățeanul face abstracție, zic eu, de valori naționale și pune prin plan valoarea materială și își dorește să se integreze acolo unde este din punct de vedere material mai bine. Dar dacă e să vorbim despre formatul de negocieri, insurgenții dintotdeauna sunt mai agresivi, mai pregătiți, fiindcă ei vin cu primul pas și de obicei nu există insurgență, cel puțin după al doilea război mondial încoace, dar și până atunci, care să nu fie susținută din afară. Și atunci cel care pregătește scenariul, și nu putem să negăm, și bine, și Federația Rusă nu neagă la nivel de analiști, reprezentanța ai poporului în Duma de Stat, mai puțin poate primele persoane nu vorbesc direct, fiindcă nu le permite statutul. Iar ceilalți vorbesc foarte clar despre zona de interes strategic a Federației Rusă și vedem aceste trambuline, dacă doriți, sau aceste elemente care pun presiune pe guvernele existente, regiunea transnistreană pentru Republica Moldova și Ucraina, chiar dacă la un moment dat aveam impresia că e doar pentru Republica Moldova, Karabahul de Munte, care iată acum s-a reactivat pentru Armenia și Azerbaijan, dar poate fi utilizat și pentru a pune presiune pe Turcia, care este în imediata apropiere. Am cam uitat noi, dar există exemple elocvente în cazul Georgiei cu Abhazia și Osetia. Deci, construcția acestor regimuri absolut artificiale sau separatiste și susținute camuflat de către Moscova, indiferent de regim, asta înseamnă continuitatea unei politici de expansiune care, vrem noi sau nu, în sistemul de asigurare a securității bazat pe echilibru de forță este o normalitate, chiar dacă după 1945 toți considerăm noi sau noi, statele mici, considerăm că trăim într-un sistem de securitate bazat pe securitatea colectivă, până la urmă interesul național primează. Asta au demonstrat-o și conflictele armate din secolul 21, asta ne demonstrează și conflictul armat dintre Federația Rusă și Ucraina, nedeclarat, dar până la urmă un regim insurgent clar, practic vădit, susținut de către guvernul rus contra guvernului de la Kiev. Această anexare, una foarte sofisticată, admisibil teoretic până în 2013, iar și nici într-un caz practic, dar până la urmă s-a dovedit a fi destul de realizabilă. Nimeni nu credeu că își admitea în 2013. Bine, noi teoreticienii, la nivel absolut didactic, putem să desenăm sau să simulăm o astfel de situație când o populație, în baza dreptului la autodeterminare, extrapolând și negând celelalte principii a dreptului internațional public, se poate autodetermina, în ghilimele de rigoare, pentru un referendum și guvernul să nu intervină și atât practic fără un glonț sau fără sânge în primele zile. După asta, mă rog, ne dăm foarte bine seama că cei care au fost contra regimului sau au reușit să vină în Ucraina sau să plece de acolo. Dar Crimeea, vrem noi sau nu, astăzi este un teritoriu controlat de către Federația Rusă, acaparat, dar prin niște artificii care generează un șir întreg de dileme vis-a-vis de tot ce se numește sistemul juridic internațional și garantarea aplicabilității în practică a acestor norme. Și asta ne vizează în primul rând pe noi, statele pe care în 1994 Banca Mondială le-a numit state cu deficit de suveranitate, adică statele care teoretic au niște hotare, iar în realitate nu prea pot să-și controleze spațiul în limita acestora. Deci este o mare provocare, cu părere de rău, în ultimii ani trebuie să recunoaștem, sau cel puțin în ultimii 2 ani, cum a spus dumneavoastră, 14-16, nu a fost pe ordinea prioritară a guvernanților, fiindcă în Republica Moldova a fost și aici a fost, o succesiune de guvernare absolut ineficientă. Sper și cred cu tot din adinsul că în actualul guvern, odată ce s-a instaurat această stabilitate politică, această problemă să revină pe ordine de zi, în linii prioritare. 5+2, au spus-o și colegii, nici pe departe nu sunt mai eficient. O să vorbim despre formatul acestui, despre eficiența acestui format. Deficit și acum suntem cu deficit de suveranitate și neutralitate și integritate. Domnule Tabără, cui ar conveni, cărei părți ar conveni cel mai mult reluarea negocierilor în acest reluarea negocierilor? Vorbim aparte despre acest format, că e bun, că nu e bun. Ca principiu tuturor ar trebui să le convină, dat fi faptul că dacă timp de 2 ani lucrurile au rămas oarecum blocate, ca o paranteză, asta se împlinesc 2 ani de la, nu știu cum să o numim, anexarea Crimeei de către Federația Rusă,
am putea constata că, într-un fel sau altul, un anumit tip de ciclu, să spunem așa, s-a încheiat. Nu știu dacă el a fost deliberat, gândit sau nu, dar cert este că, la nivel mondial, tot felul de lucruri se rediscută și se reașează. Diferența majoră între ce a fost în 2014, atunci când s-au blocat discuțiile, și ceea ce este acum, cel puțin la nivelul Republicii Moldova, constă în faptul că există un acord de asociere semnat, parafat, o serie de, hai să spunem, legături care se nasc acum între Moldova și Uniunea Europeană, puțin diferită și mai consistentă decât erau înainte, o guvernare care este în sfârșit stabilă, sau cel puțin arată a fi stabilă și recunoscută pe plan internațional, inclusiv de către Federația Rusă, dată fiind întâlnirea recentă dintre domnii Galbur și Lavrov. Chestiunea siriană pare să ajungă undeva la un, hai să spunem, oarecare rezolvare. Federația Rusă pare să-și fie atins o parte dintre scopurile propuse pe mai multe direcții, în mai multe zone ale lumii. Statele Unite doresc și ele o oarecare reașezare. Pe de altă parte, acționează oarecum în paralel cu Uniunea Europeană pe zonele în care Uniunea Europeană dă dovadă de slăbiciune. State ale Estului European, care țin de Uniunea Europeană, dar și de NATO, încearcă să-și consolideze pozițiile cu ajutorul Uniunii Europene, dar poate mai degrabă cu ajutorul Statelor Unite și al NATO, mă refer aici la România și Polonia. Fac această înșiruire pentru a arăta că, într-o oarecare măsură, există un context pe care Republica Moldova îl poate folosi în acest moment, context generat de nevoia unora și altora de a se repoziționa, Federația Rusă, Statele Unite, NATO, UE, respectiv de felul în care inclusiv regiunea transnistreană suferă de pe urma întregului complex de factori. Și chiar suferă. Și atunci, încetul cu încetul ajungi să te întrebi dacă nu cumva, într-adevăr, în acest context de factori, reluarea acestui dialog poate să se petreacă puțin de pe alte poziții favorabile Republicii Moldova. Pentru că, bună oară, Federația Rusă în acest moment stă și se uită cu mare atenție la ce se întâmplă cu Ucraina și cu Republica Moldova, nu neapărat pentru că aceste două țări ar putea chiar să-și aderă într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat în Uniunea Europeană. Asta nu e o îngrijorare majoră pentru Federația Rusă, dar Federația Rusă probabil că nu și-ar dori foarte mult, totuși, ca întregul ei flanc vestic, din punctul ei de vedere, să se învecineze de-a dreptul la frontieră cu NATO. Ajunge că asta se întâmplă pe partea de nord a Europei, să spunem așa. Lucru care, evident, l-a spus domnul Lavrov, nu? Am auzit în declarația sa, cu toții, cuvântul neutralitate, cu referire la Republica Moldova. Asta își dorește neutralitate. Bun. Există așadar un preț al acestei neutralități care urmează a fi negociat. Evident că în această negociere un element este regiunea transnistreană. Prezența trupelor ruse, multe, multe alte chestiuni. O diplomație bună ar putea mișca lucrurile, mai ales că în acest format 5+2, Ucraina și-a schimbat între timp opiniile și iarăși este un element important în discuție. Ar putea fi fructuoasă reluarea acestor discuții, însă cu condiția ca ceea ce s-a spus mai devreme, că a lipsit până acum, și anume o poziție fermă și clară a Chișinăului, condiția ca ea să contureze. Am auzit astăzi două puncte de vedere, cele ale domnului Pavel Filip și al domnului Candu. Pavel Filip nu spunea că guvernul Republicii Moldova își dorește un statut special pentru regiunea transnistreană, dar în cadrul Republicii Moldova, iar domnul Candu spunea că este dispus să creeze canale suplimentare și mai directe de dialog între Chișinău și Tiraspol. Bun, ai putea zice că sunt niște declarații generale și că într-o formă sau alta s-au mai auzit. Acum rămâne de văzut cum anume se manifestă ele în acest format de dialog. Și am văzut că au fost câteva luări de poziție interesante, cel puțin față de această neobișnuită manevră a Federației Ruse de a-și recruta militari din zona de securitate. Și nu mi-amintesc când a fost ultima oară chemat ambasadorul rus la ordine, ca să spunem așa, și să-i se ceară să meargă să facă bine, să rezolve problema, pentru că nu e în regulă. Reluarea negocierilor. În opinia noastră, cine ar fi fost inițiatorul, cine și ce ar câștiga dacă discuțiile ar porni? Nu știu, mă rog, în ultima perioadă, dar așa cum spuneați și dumneavoastră, separatiștii când puneau piciorul în Praga, așa era, fiindcă aveau doi jucători în spate, Republica Moldova sau autoritățile constituționale de la Chișinău, mai greu cu parteneri fermi și tranșanți.
Deci, inițiatorii de a relua tratativele în formatul 5+2, evident că sunt Rusia și Transnistria, pe dinșii astea aranjați din mai multe puncte de vedere, însă nu chiar întotdeauna dintre acele care au sunat acum astăzi în acest platou. Opinia mea este și a fost că Rusia are propriile interese pronunțate care absolut nu coincid cu interesele Republicii Moldova. Despre ele a vorbit și Lavrov și Carasin când au fost aici în vizită. Carasin a punctat două momente, asta continuarea operațiunii de pacificare și corelarea relațiilor între Rusia și Moldova. Lavrov a punctuat la alta. Ridicarea, spunem așa, faimul acestei operațiuni militare, care este unică, care asigură aici pacea, și nu a văzut niciun incident și major. Continuarea tratativelor cu acei pași mici, chipurile cu care e până acum evoluat. Adică ei, din start, ne-au dat nou un program. Voi o să urmați ceea ce noi vă spunem. Cu pași mici rezolvat problemele cu care se confruntă Transnistria, a voastră aici nu intră, că ele nu fac parte din pașii mici, operațiunea de pacificare continuă și nu, cum spune Galbur, într-un alt format, dar în formatul actual, unde rușii sunt pe prim plan. Și încearcă și nu fă asta, că momentan o să fie găsit pretextul care să fie atribuit părții moldovenești, că noi am rupt negocierile. Dar poziția altor actori care participă la această operă, spunem așa, din păcate nu este cea mai salutabilă, că ei sunt copleșiți de ideea că trebuie de negociat. Dacă au loc negocieri, înseamnă că este bine, procesul se mișcă și indică careva pași pozitivi, dacă nu are loc, înseamnă că este rău. Negativ la ce, eu repet încă o dată, mai bine să nu fie deloc proces de negocieri, să nu fie niciun fel de contact, decât să contactezi cu regim rebel și să te pui în căpcana aceea despre care a vorbit astăzi domnul Candu. Scătăm alte pârghii, alte forme de contact cu Tiraspolul. În bază la ce? Măta ești speakerul a unui parlament, a unui stat suveran. Cu cine măta trebuie să dialoghezi la Tiraspol? Pentru măta ei rebeli care trebuie să fie trași la răspundere penală pentru ceea ce au comis. Nu streci măta la negocieri cu dâșii și scauză negocierile cu dâșii soluționarea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova. Nu știu câte minute mai avem până la finalul, un minut până la finalul primei părți. Nu lansez următoarea discuție, că ați lansat-o dumneavoastră, dar o da, abordăm în a doua parte, și anume stadiul actual al probleme transnistrene. Unde suntem? În ce punct zero sau în ce punct se află acum aceste discuții? Mai ales că am citit pe DG24, care face referință la deschide.md, care îl citează pe profesorul Dugin, care spune că, de fapt, Republica, regiunea separatistă transnistreană este ultimul avanpost sau este un avanpost în fața, aici, mă rog, o interpretare de-a mea, imperialismului american, iar centrele Tiraspolul și Moscova trebuie să discute foarte intens și foarte mult ca să țină piept. Luăm o scurtă pauză publicitară, revenim în câteva minute, rămâneți cu noi. Am revenit în studio, lansa înainte de pauză discuția domnului Leahu, dar am să-i o pasez domnului Afanas, stadiul actual al problemei transnistrene, dar și ce spunea profesorul Dugin, ultimul avanpost sau principalul avanpost care ține lumea imperialistă americană și NATO la hotare. E bine, dacă vorbim de domnul Dugin și viziunile lui, sunt unii specifice cu referință la politica externă a Federației Ruse și ceea ce trebuie să fac Federația Rusă în vecinătatea apropiată, așa cum este catalogată ea în politica externă, și evident că Federația Rusă niciodată n-a ascuns acest fapt. Transnistria este o zonă de interes și foarte mulți ani a alocat resurse enorme pentru întreținerea acestei regiuni și conștientizăm că, nefăcând trimitere chiar la conflictul armat, dacă n-ar fi fost acea asistență financiară din partea Federației Rusie, Transnistria avea o sinucidere statală. Astăzi devine tot mai greu pentru ea să existe, fiindcă Federația Rusă are majore deficiențe financiare. În plus, în Transnistria se întâmplă lucruri care se întâmplă și în Republica Moldova, de lapidări financiare enorme, astfel încât
majore resurse care au fost alocate din bugetul Federației Rusă au fost folosite nu în corespondență cu acele acte normative care au fost primite și ca urmare acestor doi factori, pe de o parte banii au fost furați, pe de altă parte Federația Rusă nu mai are atâția bani, avem o situație în care regiunea transnistriană are deficiență financiară, am observat dumneavoastră și acele probleme care au la așa numită valută națională, chiar președintele Transnistriei autoproclamate a venit să declare că nu este un secret că avem mari deficiențe economice și va trebui să trecem toți pentru o perioadă dificilă. Eu înțeleg că lucrurile sunt foarte serioase în condițiile în care se apropie de așa numita campanie electorală și președintele care își dorește foarte mult să devină pentru al doilea mandat președinte în această regiune vine și spune cetățenilor că suntem într-o perioadă foarte dificilă și ne va fi la toți foarte greu. Eu cred că situația este foarte și foarte complicată în această regiune. Vorbind despre statutul conflictului din Transnistria, eu vreau să fac referință la trei momente care cred eu în viziunea, adică cred eu că sunt foarte importante. Unul la mână, domnul Cauia vorbea despre faptul că autoritățile publice în ultimul timp acordă, sau mă rog, perioada asta 2010-2015-2016, au acordat o măsură mai mică atenție acestui subiect. Dacă e să luăm sondajele de opinii care au fost făcute chiar de prin 2009 până astăzi și la întrebarea care crezi că este cea mai mare problemă a Republicii Moldova, conflictul transnistrian nu face parte cel puțin din top 10. Acolo merge sărăcia, șomajul, corupție. Sistemul de sănătate, corupția, învățământul și așa mai departe. Deci pentru majoritatea concetățenilor noștri, Transnistria e decis deja, e altceva. Noi, majoritatea noastră ca țară, vedem această regiune ca străină nouă. Noi nu vedem conflict transnistrian ca ceva care ne-ar afecta pe noi direct. Noi nu vedem acest conflict, noi vedem pe ei ca conaționalii noștri. În Republica Moldova se fac manifestări pro-Uniune cu România, se fac manifestări pro-Uniune cu Uniunea Europeană, se fac pro-Uniune Rusia. Și manifestări în limba rusă pentru apărarea limbei moldovene. Apărarea limbei moldovene. Dar eu nu prea țin minte, bine, eu nu pot să zic că sunt foarte atent la viața politică, dar cel puțin de prin 2007 eu nu țin minte nicio manifestare pro-reîntregirea statului. Poate că a fost și eu, mi-a scăpat, dar de prin 2007, de când eu analizez tot ce se întâmplă în viața social-politică. Deci, prin urmare, și cetățenii văd această problemă ca ceva secund. Doi la mână, ci pentru mine este tot foarte important. Republica Moldova lipsește un plan structurat cu referință la reîntregirea țării. Noi trebuie să conștientizăm că reîntregirea înseamnă unificare. În Republica Moldova există un sistem educațional, da? În Transnistria așa autoproclamat alt sistem. Da, medicină, socială și așa mai departe. Reîntregirea țării înseamnă venirea la niște standarde unici. Niște standarde unici înseamnă investiții masive ca să aduce această regiune la ceea ce numim noi norme naționale. Avem noi astăzi oare dorința și resursele financiare ca să aducem această regiune, acești 500 de mii, mă rog, estimativ, vine greu să spun cifra exact, estimativ 500 de mii de connaționali de ai noștri, să-i aducem la standardele naționale. O să avem noi capacitatea financiară, administrativă, politică, să aducem aceste raioane în sistemul nostru, statal, vorbim despre blocuri enorme, social, medicină, învățământ și așa mai departe. Eu am impresia că la Chișinău se cam teme de acest lucru, fiindcă noi, din păcate, nu prea ne isprăvim cu acele raioane care le controlăm astăzi. Plus la faptul că am căpătat încă alte raioane și alte cetățeni cu probleme mult mai mari. Eu nu mai intru în subtilități gene politice, adică ce viziuni și cam ce preferințe ar avea politicii acești cetățeni, că aceasta mă rog ține posibil cât de o altă dimensiune. Și trei la mână, dimensiunea internațională. Republica Moldova, și acesta iarăși nu este un secret, în ultima perioadă este în căutare de bani. Este în căutare de bani și aceasta pentru noi este un sport național, cred că din 91. Noi avem o deficiență în relația noastră cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană solicită la noi anumite reforme, solicită anumite metamorfoze instituționale, ca mecanism politic și așa mai departe. Noi, într-o măsură mai mică, ne reușește acest lucru și Uniunea Europeană ne-a dat un mecanism foarte simplu. Bani contra reforme. Reformele nu ne reușesc. În aceste condiții, Republica Moldova este în căutare de alte mecanisme de dobândire acestor bani. Și conștientizăm dorința arzândă pe care o are sistemul economic național de a reveni pe piața Federației Ruse. În aceste condiții, eu iarăși pot doar să presupun, dar cred că atunci când au avut loc întâlniri la nivel înalt, au fost discutate aceste subiecte. Deci,
revenirea pe piața Federației Ruse va include pe lângă momentele economice și anumite momente politici. Federația Rusă tot timpul leagă economia de politic și relațiile bune politice au efecte economice. Relațiile proaste politice vor avea efecte negative economice. În aceste condiții, cred eu că revenirea la negocieri și anumite cedări din partea Republicii Moldova sunt tot timpul legate de dorința de revenire pe piața rusă, dorința de a vinde aceste mărfuri ale noastre și dorința de a acumula cât mai mulți bani în bugetul de stat, fiindcă astăzi Republica Moldova este nevoită să supraviețuiască financiar independent, fără susținerea FMI, fără susținerea Uniunii Europene, fără susținerea altor donatori internaționali, lucru ce este dificil pentru noi. Și cumva conflictul transnistrian devine partea unei ecuații extrem de complicate în care Republica Moldova încearcă să supraviețuiască. Domnule, cum spunea domnul Afanas despre voință politică, despre investiții, dar în ce măsură cetățenii Republicii Moldova care locuiesc acolo, așa arată statisticile, vreo 80-90% oricum dețin pașapoarte moldovenești și solicită și-ar dori, sunt gata până la urmă. Și asta tot în contextul aceleiași întrebări, stadiul actual al problemei transnistrene. Nu trebuie să uităm că au trecut deja 24 de ani. Deja e vorba de o generație care s-a născut în regiunea transnistreană, se identifică cu așa numită statalitate care lipsește doar recunoașterea, în rest au toate elementele. Au mers la școală în acest sistem. Eu am avut odată ocazia să văd ce scrie istoria sau manualele de istorie din Transnistria sau din regiunea autoproclamată, unde se vorbește despre apariția acestui popor prin secolul 6-7 a erei noastre și tendințele expansioniste și dicotropire a poporului moldav cu susținerea poporului româno-fascist. Și, credeți-mă, lucruri pe care eu am impresia că unii teoricieni de la noi chiar să vrei să le scrie atât de aberativ n-ar putea, dar acolo este absolut clar că s-a lucrat la alt nivel, nu s-au scris cărțile cele la Tiraspol cu toată stima și respectul meu față de colegii din sistemul academic de acolo. Și atunci când în timp de 24 de ani le explici cetățenilor că iată, noi suntem sub presiunea vecinilor, că noi ne dorim statalitate și independență și nimeni nu ne recunoaște deoarece Republica Moldova cu toți ceilalți actori care o susțin și alte noțiuni de acestea foarte și foarte iluzorii. Oamenii cred în asta. Este o parte a sistemului foarte eficientă. A doua parte a sistemului este oportunismul sau valorile materiale. Concetățenii noștri de acolo, o bună parte din domniile lor, au și cetățenie rusă, cei care au reușit să o redobândească, au și cetățenie română, până la momentul liberalizării regimului de viză. Și spun asta nu pentru a-i condamna cumva sau pentru a-i învinui de ceva. Deci cetățenii noștri de acolo încearcă cumva să supraviețuiască. Colegii și domnul Afanas descria foarte clar deficiențele economice ale sistemului, recunoscute, fiindcă nu poți să nu le recunoști atunci când sistemul pur și simplu cade, inflația este galopantă, iar soluția nu vine. Soluția fiind doar o injecție de capital și sursa unică posibilă fiind din Federația Rusă, fiindcă nu mai sunt alți actori. Bine, nu că n-ar fi capabili, ar fi, dar nu sunt alți actori interesați să injecteze financiar aici. Trebuie să fim foarte totuși corect să spunem că administrația întotdeauna a avut o atitudine constructivă și atentă față de această problemă. Dacă vorbim despre vicepremierul pentru reintegrare, indiferent cine nu a ocupat această funcție și biroul pentru reintegrare, dar este o luptă cu morile de vânt, fiindcă ei încearcă doar să monitorizeze și să mențină status quo pentru școlile noastre cu predare în limba română și cu terenurile despre care vorbeați și întotdeauna există presiuni. Vorbeam doar despre faptul că de pe agenda politică a cam dispărut. Trebuie să fim corecți și cu noi înșine de asemenea și să spunem că într-o perioadă a unui guvern exista un fel de tentativă a pașilor mici, a diplomației fotbalului și a altor lucruri, dar care... Fotbalului, concertelor și clientului. Da, cu părere de rău nu a dat... Trebuie să recunoaștem că noi, cetățenii din dreapta Nistorului, am fi de acord cu indiferent de ce fel de diplomație. E important ca aceasta să fie în limitele admisibile și să aducă efectul scontat. Iar efectul scontat este reîntregirea țării. Și au spus-o colegii că deja nu mai este în top astăzi această problemă, ci obțin în topul mesajelor politice sau a mesajelor electorale. Bine, avem o prezidențială în față, nu este exclus că va reveni.
Dar revenirea ei pe eșchierul politic în topul primele 3 sau 5 nu garantează soluționarea. Deci, în esență, scenarii sunt foarte și foarte diferite. Dar realitățile sunt cu totul altele. Există interesul clar, practic necamuflat, al Federației Ruse de a menține acest status quo, atât timp cât există regiunea transnistreană, există prezența armatei Federației Ruse aici. Da, ea este în proces continuu de retragere, sau cum să-i spun eu, de evacuare, dar este un proces așa foarte și foarte lent, am eu impresia, și invizibil, nu se grăbesc nicăieri. În acest sens avem o paralelă, am putea să o facem și cu autonomia găgăuză, dar nu trebuie să punem nici într-un caz semnul de egalitate, fiindcă autonomia găgăuză are un statut, mă rog, special, astăzi el poate fi mult criticat, dar el este și Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuză este parte, componentă inerentă a Republicii Moldova, nimeni nu pune acest lucru la îndoială, se simte o deschidere, cel puțin și o intensitate a interacțiunilor dintre Chișinău și Comrat, ar fi, zic eu, eficient, chiar dacă unii colegi consideră că n-ar trebui să discutăm cu rebelii de la Tiraspol, da, regimul este un rebel, insurgent, separatist, absolut ilegal, anticonstituțional, și cu lucrurile astea, din punct de vedere juridic, ele sunt incontestabile, dar problema este reală și atât timp cât aceste negocieri suplimentare ar putea să soluționeze problemele cotidiene ale cetățeanului nostru, cetățeanului fie de pe dreapta sau de pe stânga Nistrului, vis-a-vis de trecerea râului sau comerț și alte lucruri, ar fi minunat. Ideal dacă statul nostru a reușit cel puțin să estimeze corect volumul de produse, mărfuri de contrabandă pe acest segment. Asta este iarăși o problemă. Nu în zadar există misiunea EUBAM. Deci Uniunea Europeană capitalistă, prin definiție, nu poate să investească așa, de dragul investițiilor, în întreținerea unor astfel de instrumente. Cetățeanul nostru de acolo, volens, nolens, trebuie să fie apreciat așa ca și cetățeanul din dreapta Nistrului. Cu părere de rău, noi nu am avut niciodată un regim politic, indiferent de care nu ar fi el, dreapta, stânga, care să spună foarte clar, haideți să ne asumăm răspunderea, să spunem că acest teritoriu este sub ocupație, ca să spunem foarte clar spațiul internațional și mapamondului că de azi înainte Chișinău legal și constituțional nu mai controlează acest teritoriu și nici nu pretinde, fiindcă recunoaște ocupația trupelor care deja sunt acolo. Dar, bine, asta ar fi o soluție radicală care cu siguranță ar porni și alte instrumente. Sincer, personal, consider că oricare soluție este pozitivă dacă aceasta nu implică utilizarea forței și vărsarea de sânge. Vreau să îl implic în discuție și pe domnul Tabără, dar la un alt subiect și în aceeași ordine de idei pe care le-a exprimat domnul Cauia. Foarte mulți oficiali, mulți experți spun că formatul 5+2 în componența actuală este unul bun, este unul eficient, în condițiile în care nu avem altul. Păi este bun sau nu este bun? Este eficient sau nu este eficient? Eu tot timpul vin cu critici în adresa acestui format și în adresa unor jucători din această componență, fiindcă și dau dreptate domnului Leacu, Chișinău nu a câștigat mai mare treabă de pe urma acestor negocieri în formatul 5+2. Deseori a cedat exagerat, neprimind nimic în loc, neobținând nimic în loc. Într-adevăr, e singurul format, pe de-o parte. Pe de altă parte, ar putea fi bun dacă ar fi echilibrat. Dar din nefericire este, din punctul meu de vedere, este dezechilibrat prin faptul că există o predominanță a capacității Federației Ruse de a se manifesta și în cadrul acestui format și nu numai, ci și în structuri care sunt indirect legate de acest format, dar direct legate de felul în care ele încearcă să, sau există în regiunea transnistreană. Și mă refer aici la de exemplu la misiunea aceasta de pacificare, care teoretic nu este legată de formatul 5+2, practic este legată de Transnistria. În ambele se găsește Federația Rusă,
Adăugăm aici contingentul acela, grupul operativ al trupelor ruse, care se află în Transnistria și chiar dacă teoretic ele nu au de-a face cu problema, practic au de-a face cu problema și cu Transnistria, ba încă foarte, foarte mult. Și dacă adăugăm aici faptul că îi dau dreptate domnule Afanas, care spunea că populația Moldovei preferă să nu audă și nici mai consideră printre grijile ei fundamentale ce se întâmplă dincolo de Nistru, dar ar auzi și s-ar speria de fapt foarte tare dacă ar vedea că acolo din nou încep să miște armele și că există din nou pericolul izbucnirii unui conflict. Și atunci, da, brusc, problema transnistreană ar intra din nou în atenția tuturor. Și mai adăugăm aici și OSCE-ul, care e puternic controlat și finanțat de Federația Rusă, care în acest moment cel puțin are în fruntă germani, dar dacă stăm să ne uităm la felul în care Germania și Federația Rusă își negociază bilateral problemele aparte de Uniunea Europeană, pot apărea oricând și aici motive să te gândești, chiar dacă hai să spunem, n-ar fi politică corect să avansezi o asemenea teorie. Diplomații n-ar avansa-o, dar cei care studiază fenomenul de din afară pot să se întrebe dacă nu cumva înțelegerile bilaterale Moscova-Berlin ar putea afecta destul de mult și discuțiile zonale cu privire la Ucraina și Republica Moldova. Iar pe de altă parte, și cu asta am să și închei, să nu uităm totuși că Transnistria este o investiție, din toate punctele de vedere, chiar și financiară, o investiție a Federației Ruse. Ori investitorul, la un moment dat, va decide ce face. Și atunci e foarte complicat când investitorul este prezent și cu trupe, este prezent cu două categorii de trupe, este prezent și în OSCE, este prezent și în formatul 5+2, este prezent și în marile jocuri ale lumii, este prezent și în relația bilaterală dintre el și cel care deține în acest moment conducerea în OSCE. E prea mult, prea, de asta formatul în sine îl văd viciat, pentru că este foarte mult penetrat de interesele Federației Ruse. Chiar dacă Ucraina între timp și-a întors până unde mult și Ucraina a jucat tot cartea rusească, dar acum, bun, ok, Ucraina joacă altă carte, dar inclusiv în cartea ucraineană, de exemplu, Germania are un cuvânt de spus. Și atunci, stai și te întrebi cum anume se vor poziționa lucrurile până la urmă și cât de eficient mai poate fi. Din punctul meu de vedere, destul de puțin eficient, practic, deși teoretic ar putea fi. Dacă ne gândim, da, dacă vă dau imediat, este și o investiție sovietică, toate marile fabrici au fost acolo, centrala este acolo, nu pe partea dreaptă a Nistrului și alte, și alte puncte strategice, vă rog, domnule. Vreau să vă trag atenție la următoarele. Deci, inițiatorul principal de bază care a pledat mult pentru reluarea negocierilor este Federația Rusă. Momentul în care Federația Rusă, prin intermediul Transnistriei, a pornit din nou problema dată, o coincis, eu nu știu, ocazional ori nu, da, cu un proces care nu prea este la noi în vizor. Procesul de aderare teritorială și politică a Osetiei de Sud la Rusia. Ei au formulat de cum o nouă formulă, aderarea indirectă. Dar este formulată aderarea aceasta, este pornit procesul. Asta e una. A doua. Până la urmă, mulți, foarte mulți observatori, așa nu înțeleg. Cine a fost inițiatorul reluării luptelor, conflictului în Carabahul de Munte? Majoritatea totuși se înclină că a fost Azerbaijanul. Și în principiu, Azerbaijanul nici nu neagă tare lucrul acesta. Azerbaijanul, da, el e mai mult aliat cu Turcia. Însă, influența Rusiei care vinde acolo armament, tot este. Deci rămâne și aici un semn de întrebare. Și ultimul, la ce am vrut să mă refer. Destinația acestui format este unică. Reglementarea politică a referendumului nistrean. Adică alte întrebări nici n-ar trebui să figureze pe agenda acestui format. Domnule Leacu, da. Dar este un format eficient? Putem vorbi că în acest format s-au mișcat lucrurile din loc? Toată țara asta și toate țarele precedente am vorbit anume acest lucru. Nu s-au mișcat. Și dacă s-a făcut ceva, s-a făcut numai în interesul Federației Rusie. Unica întrebare care teoretic ar putea fi soluționate, dar nu au fost soluționate, asta deschiderea circulației pe podul de la Gura Băcului Băcioc, peste Nistru. Dar nici acela nu s-a deschis. Altceva, alt avantaj pentru Moldova nu există, cu toate că ar părea că ea, dacă ați citit, Transnistria iese din situația de criză totală financiară numai datorită faptului că noi procurăm de la dânșii energie electrică.
Ce i-a costat pe domnii respectivi? Spui condiția, mă acolo singură condiție. Oameni buni, vă cumpărăm energia aceasta, vă faceți facilitate la băieții de la școli, nu ne persecutați. Dați-le voie liceului de la Grigoropol să revină la matca sa. Măcar asta nu s-a făcut. Și evident că în situația dată, eu nu cred că toate lucrurile acestea sunt ocazionale și nu au o bătaie destul de lungă, dar în detrimentul intereselor Republicii Moldova. Domnul Afanas, cât de eficient este formatul 5+2, dar și ultima întrebare din această seară, nu știu cât ne mai rămâne, vreo 4 minute ne mai rămâne pentru a o discuta cu toții. Soluții. Dacă atribuirea unui statut special pentru regiunea separatistă în granițele recunoscute de toată lumea ale Republicii Moldova ar fi o soluție. Dar iarăși, ținând cont și ce a spus și dumneavoastră, investiții, investiții, investiții. Bine, cred că n-am să fiu foarte original, spunând faptul că formatul 5+2 este puțin eficient și eu cred că pentru eficientizarea lui este nevoie de micșorarea numărului de participanți. Ideal, în viziunea mea, este formatul 1+1. Chișinău-Tiraspol sau Chișinău-Moscova? Chișinău-Tiraspol. Cu toate că evident că ne merim într-o capcană juridică atunci când suntem în format 1+1, recunoaștem indirect partea transnistreană ca un partener suveran. Bine, se zice că în 92, când la Kremlin Mircea Snegur ar fi ciocnit un pahar de șampanie cu Boris Yeltsin și cu Igor Smirnov, tot practic ar fi fost recunoscută prin acela. De tot, și el nu a semnat, el nu a contrasemnat. Da. Ideea e foarte simplă. Știți, fiecare participant în negocieri are interesul său, are poziția sa, are viziunea sa. Atunci când avem 7 participanți, evident că fiecare o să aibă viziunile sale. Și evident că astfel de actori ca Statele Unite sau Uniunea Europeană nu se pot limita doar la statutul de observator. Ei vor dori să aibă cât mai multe competențe și cât mai multe oportunități de a participa în acest format. Federația Rusă, pe de altă parte. Ucraina, chiar dacă și-a schimbat opinia între timp, oricum rămâne un jucător important. Rămâne un jucător care conștientizează că Transnistria este o parte vecină a Ucrainei și foarte mulți în Ucraina vorbesc, mă rog, neoficial despre faptul că Ucraina nu exclude că Transnistria poate deveni partea Ucrainei. Da? Lucrurile astea iarăși se vorbesc. OSCE, care este format din state Americii de Nord și Europa, iarăși cu sale viziuni și idei. Deci cred eu că acest format, și aici ideal a fost spus, că este bun doar prin faptul că nu avem altă alternativă. La fel cum spuneam Churchill, că democrația nu este cea mai bună formă de conducere, da, dar din lipsa de alternativă o acceptăm ca cea mai bună. Plecând puțin spre soluționare, eu cred că soluția tot timpul vine ca urmare a cauzelor. Cauzele apariției, dezvoltării și existența acestui conflict sunt de natură geopolitică. Prin urmare, dispariția acestui conflict tot poate fi realizat prin niște mecanisme geopolitice. Statele mici dispun de mecanisme geopolitice mici. Statele mari, prin urmare, au mecanisme extinse. Și cred eu că noi o să încercăm și o să creăm tot felul de scenarii și mecanisme, dar soluționarea conflictului transnistrian va veni, din păcate, din exterior, iar dacă va veni din exterior, din păcate, va veni nu în interesul Republicii Moldova sau regiunii transnistriene, ci va veni în interesul marilor actori. Și aici vorbim, evident, că Rusia, UE, SUA. Înțeles, domnule Afanas, un minut mai avem, domnule Căuia, soluțiile ideale. Dar și aplicabile, nu teoretic. Orice formă de reintegrare a țării, fie ca și autonomie, partea federației sau confederației, Transnistria va juca rolul de cal troian și asta nu ar fi cea mai rău soluție dacă să o comparăm cu vărsarea de sânge care a avut loc în 92, care până la urmă s-a dovedit a fi una absolut inutilă. Și ultima, noi știm cum ne-a afectat pactul Ribbentrop-Molotov. Eu am impresia că deja există o înțelegere Steinmeier-Lavrov, important e ca să nu există acel punct 3 al pactului secret sau dacă există să nu ne afecteze ca și vărsare de sânge și unitate teritorială. Bucovina au luat-o, sudul Basarabia au luat-o, cât mai rămâne și cu regiunea separatistă. Vă rog, domnule Tabăr. Cinic vorbind, cred că problema s-a rezolvat în totalitate și în favoarea Republicii Moldova, adică prin revenirea întregului teritoriu cu întreaga populație și posibilitatea Chișinăului de a-l gestiona integral, doar în momentul în care finanțatorul, ca să spunem așa, respectiv cel care a născut RASSM-ul pe vremuri, și-ar pierde total interesul. Și l-ar putea pierde doar dacă investiția și-ar atinge scopul, dar asta ar fi total probabil nefavorabil Republicii Moldova, pentru că scopul este acela de a menține în zonă trupe, tensiuni și tot ce altceva.
asta e foarte nefa. Iar cealaltă, doar în momentul în care, și aici iarăși avansez o chestiune care unora le va suna prost, doar în momentul în care finanțatorul încetează să mai existe în forma sa actuală. Așa cum s-a întâmplat cu Imperiul Țarist, așa cum s-a întâmplat cu Uniunea Sovietică. Iar asta iarăși nu s-ar putea întâmpla decât dacă eventual Federația Rusă ar întâmpina probleme uriașe în cu totul alte zone și ar fi nevoită să își piardă interesul pentru asta și să-și vadă de problemele care ar putea apărea acolo. Pe scurt, probabil doar dacă statalitatea Federației Ruse însă și-ar fi amenințată, nu s-ar mai ocupa de statalitatea altora. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru discuții, nu mai avem timp pentru a le continua în emisie, dar o facem în afara ei. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu Publica TV, urmează Media Publica cu Vsevolo Cernei, iar noi ne revedem mâine la Fabrica.